Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Și în pijamale am venit și el era în genunchi. Nu, cum să cerem pijamale? Săraca fată vrea și ea îmbrăcată, frumoasă. Da, da, a fost spontan. Da, așa e. Te-a surprins? Da, m-a surprins. E că avem diferențe de opinii sau se întâmplă ceva cu care nu suntem de acord, întotdeauna vom rămâne o familie. Ne-am propus așa, ca măcar o dată pe săptămână, să ieșim noi doi, o oră, două în oraș și super, să fim doar noi doi. Bun găsit la emisiunea Ce bine că ești! Sunt Ramona Drăvășan, mereu bucuroasă să povestim aici și să cunoaștem despre dragoste, despre căsnicia unor familii deosebite. În această ocazie le spun bine invitaților mei, Maria și Liviu Pironea. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că ați acceptat invitația mea. Au fost părinții socrii tăi în emisiune în urmă cu ceva timp. Și de atunci mi-a rămas gândul că au povestit multe despre voi și despre cum aveți voi relația de părinți, copii, ei sunt și bunici și mi-am dorit să văd și din perspectiva voastră cum este relația cu ei, dar în primul rând relația voastră. Mulțumesc. Câți ani de căsnicie aveți? Avem 5 ani de căsătorie. Da. E ceva, ați trecut un mare prag. Se spune că am împlinit nunta de lemn. Așa, de lemn. Și cum vă simțiți acum după 5 ani de căsnicie? Mai împlinit, poate. A fost mai greu la început? Nu, mai greu a fost acum, în ultimul an. Chiar. Adică din ce cauză? Apar mai multe provocări. În primul rând, a apărut al doilea copil. Am înțeles. Deci copiii au pus un pic de presiune. Exact. Dar totuși zici că ești mai fericită. Da, sunt mai fericită acum pentru că e o altă împlinire față de atunci când eram doar noi doi sau chiar doar noi trei. Da, da, da. Vreau să aflu cum v-ați cunoscut și ce v-a adus împreună. Noi ne-am cunoscut la liceu, la Letea, în București. Pe atunci Maria era clasa 12-a, iar eu aveam un văr la liceu. Și cum fac băieții, mai merg pe la liceu să curteze fete. Eu aveam ocazia că puteam merge la vărul meu. Iar într-o ocazie am văzut-o, am făcut cunoștință, dar nu am vorbit. Ci ulterior, prin intermediul rețelelor de socializare, am reușit să luăm legătura. Chestie foarte interesantă, pentru că eu l-am văzut pe el cu un an înainte. Am fost la un concert împreună cu grupul în care cânta atunci. Și, cum sunt fetele, pun ochii pe băieți. Da, te mai uiți. Și m-am uitat și zic, da, zic, ce interesant. Și pentru că eram coleg cu verișorul lui, zic, cine e el? Știi că e de la tine, de acasă? Da, da, e vărul meu, lasă că-ți fac eu cunoștință cu el. Bine. Am așteptat să termine concertul, tot frumos. Nu mi-a făcut cunoștință. Ce verișor neserios! Și următoarea vară am fost la mare și am fost aproape de localitatea unde stătea el și la fel îi scriu vărului lui. Măi, uite, vezi că suntem la mare, ia, vrei să vii să ne vedem, să ne întâlnim? Da, lasă că vin cu verișorul meu. Și i-a pus o întrebare și el a spus că nu vin. Dar tu nu știai de fapt că o să întâlnești o fată? Sau nu ți-a zis nimic vărul tău? Nu, nu mai știu exact motivul pentru care nu am mers. Și probabil n-am știut efectiv că va trebui să întâlnesc o fată. Dar probabil cred că a fost și alt motiv. Deci au fost două ratări. V-ați putut cunoaște de două ori mai devreme. Exact. Da. Și atunci a venit la liceu. Eram, eu pentru că eram clasa 12-a,
la noi la liceu, pentru că am făcut la București, se făcea prezentarea bobocilor noilor veniți. Da, da. Și atunci a venit și el ca să vadă cum era la liceu. Și cunoșteam pe cineva din grupul cu care a venit el, că mai venise cu încă doi băieți și m-am dus să-i salut. Și după, ulterior am aflat de fapt că între ei au vorbit, măi, dar tu cum te cunoști cu fata asta? Sau ceva în genul ăsta, întrebați-l între ei. Și după aia a început tot. După ce ne-am cunoscut la liceu, eu de fire nu reușeam să, sau nu că nu reușeam. Era mai timid? Nu-mi plăcea să abordez o fată imediat după ce o cunosc. Uh-huh. Fie pe rețele de socializare, fie pe, în alte moduri. Și un pic să aștepte. Da, la vreo 2 sau 3 săptămâni chiar. Oh, da, mult ai stat. A început cu un bună ce faci. Da, inițial nu i-am răspuns la mesaj. Păi ai fost supărată, nu? Cât i-a luat? Nu neapărat, doar că în momentul eram și la cursuri și în momentul în care mi-a scris, n-am realizat cine e. Adică am crezut că e un băiat care scrie și așa mai departe și n-am dat importanță. Și seara când am ajuns în cameră, după toată ziua plină, m-am uitat prin mesaje și când am văzut, zic, parcă să nu cunosc numele. Ia să văd cine e. Și m-am uitat pe profilul lui și... El e! Exact. El e, hai să-i răspund. De un an mă chinui să dau de el. Exact, deși era foarte târziu în noapte și mi-a și răspuns chiar atunci. În seara și... Foarte interesant. Într-un fel, tu ai pus ochii prima pe el, nu? Ajută să sună așa. Iar el, cum te-a văzut, a simțit și el ceva. Da, exact. După câte zile de conversații sau săptămâni ați simțit că vă îndrăgostiți? Noi am continuat să vorbim pe rețele de socializare. Undeva, cred că la vreo o lună, cam așa, până ne-am văzut prima dată. Iar apoi am stabilit o dată când să ne vedem în București. Doar că ea era acasă la ea, în Călăraș. Și prima noastră întâlnire a fost și prima mea întâlnire cu mama sacră. Oh, direct în familie. Da. Nu știu cum a reușit să o convingă sau cum mama sacră a lăsat-o să vină din prima cu un băiat cu mașina pe care nu-l cunoștea, dar așa s-a întâmplat. Interesant. Da. Ce ai zis la părinții tăi de... În momentul în care am început să vorbesc, de obicei, cu mama suntem cumva cele mai bune prietene, eu cu mama și cu sora mea, suntem și ne împărtășim secretele. Și i-am spus, uite, vezi că vorbesc cu un băiat, adică n-am avut nicio restricție față de ea, să-i spun niciodată. A fost momente în care m-am ascuns când era mai mică și nu realizam legătura asta cât de importantă este. Și apoi i-am spus, uite, vorbesc cu un băiat, i-am arătat poze cu el, i-am zis, uite, cred că pare ceva serios, dar nu știu sigur. Dar merită să încerc, să văd cum este. Și atunci a stat un pic și s-a gândit. Știu sigur că s-a rugat pentru treaba asta. Și apoi mi-a zis, bine, hai că dacă poți să mergi cu el, dar o iei și pe sora ta cu tine. Da, da. Să mai fie martor cineva. Da. Și așa am ajuns. Cumva în drumul către București, eu plecând din Constanța, am luat-o de pe drum, am făcut o buclă prin Călăraș. Am înțeles. Și ne-am întâlnit pe drum. Mm-hmm. Da. Bineînțeles că până la București n-am vorbit nimic. De ce? Aveați emoții sau că era și sora ta sau de ce? Probabil, nu știu, cred că era prima dată când ne vedeam de fapt față în față și când, nu știu, eram timizi, deși vorbeam foarte mult prin mesaje, era... E altceva, da. În realitate... Da, exact. Însă și... lucrul ăsta s-a schimbat la, așa, la destinație. Aha. Cum v-ați văzut în București, ați început. Ne-am destins. Da. Și ce vă amintiți de la prima întâlnire? Așa, cel mai frumos moment? Cel mai frumos moment e când eram în piața universității și i-am spus prima dată, zic că ar fi fain să vedem orașul de sus. Și el zice, wow, și de unde să-l vedem? Și era hotelul intercontinental în fața noastră și spun, hai să mergem aici. Păi și cum intrăm? Îi zic că avem voie să intrăm? Păi și eu îi spun, hai să ne prefacem că știm. Că știm că suntem de acolo și că ne cazăm aici. Și atunci mi-a zis, bine, hai. Și am plecat destul cu emoții în lift, că să nu ne prindă cineva, să ne spună, să ne întrebe. Și atunci am mers sus și am văzut toată vederea frumos. Mamă, ce tare, îmi place. Și a fost o... Tupeul tău sănătos. Curajul.
foarte fain. Și cum a fost să vedeți de sus orașul și să încălcați așa un pic regulamentul? Pot să zic că a fost interesant. Eu nu sunt neapărat o fire care să încalce regulamentul destul de des. Sunt destul de precaut. Uh-huh. Te-a speriat la tura asta? Nu m-a speriat, mi-a plăcut. Iar referitor la vedere, la panoramă, nu mai văzusem niciodată București de sus. Și a fost o premieră și acolo. Uh-huh. Ce drăguț. O primă întâlnire reușită până la urmă. Da. Cum au decurs lucrurile din acest moment? Păi am început să ne vedem din ce în ce mai des. Următoarea întâlnire a fost când eu i-am văzut părinții lui. M-am întâlnit cu părinții lui. Și a fost momentul în care am și petrecut Revelion împreună. Da, bine, noi doi într-o tabără. Deci după primele două întâlniri știați părinții fiecare. Deja ne știam părinții, da. La treia întâlnire l-a întâlnit și pe tata. Și cam așa a fost. Ne-am întâlnit părinții încă de la primele relații. Probabil, cred că asta a și stat la baza solidă a relației noastre. Faptul că ne-am văzut părinții și... Ați avut acceptarea lor cumva, nu? Exact. Și cumva n-am mai putut să mai dăm înapoi așa ușor, pentru că deja aveam în spate ceva... Știe mama, știe tata, da. Na, le-am introdus băiatul, fata. Suntem cu acte în regulă, da, ca și da, cum. Da. Eu am făcut liceul la acasă, la Constanța. Și cumva prin Maria am trăit și eu experiența internatului, căminului de la Letea. Mai mergeai la Vărul Des după aia, nu? Da, da. Cam la două săptămâni eram acolo. Fie că era un eveniment, fie că nu, eram prezent acolo. Și îmi făceam de drum către București imediat. Super. La cât timp te-ai gândit că Maria ar putea să fie soția ta și să o ai în viață pentru totdeauna? Nu mi-a plăcut niciodată să intru într-o relație în care nu sunt sigur. Cumva cu gândul ăsta am intrat în relație. Dacă mă apuc să vorbesc cu o fată, fac relația să meargă. Așa că chiar de la început, ăsta a fost gândul meu și nu știu dacă nu urmăream momente sau lucruri care să-mi displacă, care să mă facă să dau înapoi. Așa că am încercat să urmăresc numai momente care îmi plac și care să mă facă să-mi doresc de soție. Și cumva cred că asta m-a propulsat înainte și încă de la început am știut că dacă eu asta îmi doresc, asta o să pot să fac. Și vom face împreună. Care au fost calitățile ei care ți-au arătat că puteți să trăiți împreună fericiți? Suntem diferiți. Lucru care ne face compatibil, cred că, chiar dacă suntem diferiți. Mi-a plăcut spiritul ei de lider și pe vremea aia eu lucram la acest aspect, să fiu un lider. Iar în ea îl găseam. Nu pot să spun că m-a condus sau că mă conduce, dar mă învață să pot conduce pe alții. Uh-huh. Tu chiar ești manager la locul de muncă. Da. Și ai deprins skill-uri din... Da, pot să spun că m-a ajutat. Foarte fain. Ce nu face o femeie? Mi se înțează foarte mult bărbat. Tu ți-ai dorit de la început, adică te vedeai căsătorită cu el? Nu știu cum să spun. Cum să spune să nu dea rău. Pentru că în momentul în care am început clasa 12, am spus că anul ăsta, în anul acela, nu voiam să mai am nici... Adică da, te concentrezi pe învățătură. Exact. Am vrut să mă apuc să învăț foarte bine, să iau bacul cu notă mare și să intru la facultatea pe care mi-o doream. Și începusem deja să fac demersuri până să le întâlnesc pe el. Și am luat decizia asta în momentul în care a trebuit să mă gândesc foarte serios la ce facultate dau. Cumva în semestrul al doilea. Și atunci am zis, dacă rămân la București, relația nu o să mai continue așa frumos cum a fost până acum. Pentru că urmau alți 3 ani în care trebuia să stau aici și 3 ani în care eram departe de el. Și a trebuit să iau o decizie serioasă.
în care am vorbit și cu părinții mei și ei m-au sfătuit să merg la Constanța la facultate și am dat acolo la facultate și așa, atunci m-am gândit în momentul în care am luat decizia asta, am zis de aici nu am ce să mai fac, trebuie să continui. Da, adică asta a însemnat că prevezi un viitor împreună. Da, adică a fost cumva un, nu știu, sacrificiu sună un pic mult, dar nu da. Știu dacă aș putea, nu știu dacă e un alt ai termen. Schimbat planul pe care l-aveai de dragul și pentru a merge relația înainte. Exact. Adică am renunțat la prieteni, la tot, sora mea rămăsese la București și tot ce aveam aici și a rămas aici. Acolo a trebuit eu de la început cu totul. Wow. Iar pentru mine a fost încă un moment în care mi s-a confirmat că trebuie să continuăm. Da, da. Și am apreciat efortul ei. Efortul ei, da. Și la cât timp după asta ai cerut-o de căsătorie? La un an de zile. Nu, după ce m-am mutat în Constanța, în 3 sau 4 luni, ceva în genul ăsta. Într-un an de zile ne-am căsătorit, da. Așa e. Noi, când, în momentul în care m-am mutat la Constanța, deja vorbeam despre căsătorie destul de serios. Uh-huh. Și deja alesesem cumva dat anunții, alesesem restaurantul în care să facem și el încă nu mă ceruse. Și într-un weekend chiar fusesem la București și fusesem așa o mini-vacanță împreună și cu mai mulți prieteni și chiar mă așteptam să mă ceară. Da, ca orice fată, mă făceam frumoasă de fiecare dată când ieșeam în oraș. Poate de data asta mă cere. Poate de data asta mă cere, poate de data asta. Și nu mă cere deloc. Și am ajuns la Constanța, rămăsesem la el acasă peste noapte. Eram adormită, dimineața, cum se trezește toată lumea, el era foarte emoționat, a venit, mi-a adus micul dejun, mi-a făcuse mama lui, mi-l adusese la pat. Am cules lor din curte. A cules lor din curte și m-am trezit așa și el zice, vină că să-ți arăt ceva, stai să mă spăl pe dinți. Nu, vină încoace, vină aici. Și în pijamale am venit și el era în genunchi. Nu, cum să cerem pijamale? Săraca fată vrea și ea îmbrăcată, frumoasă. Da, da, a fost spontan. Da, așa e. Te-a surprins. Da, m-a surprins și așa m-a cerut de nevastă. Dar ce te-ai gândit? Ai vrut să nu se aștepte, să nu știe că dacă o duci undeva, acolo va fi. Da, îmi place să fiu autentic. Și chiar nu voiam să o cer fix atunci când ea se așteaptă. Uh-huh. Chiar dacă am riscat cumva un pic, cel puțin pentru mine a fost mai emoționant. Uh-huh. E și o fire foarte timidă. Și mă gândesc că dacă ar fi fost să mă ceară în public undeva, sigur s-ar fi emoționat mai tare. Deja, oricum, acasă, fiind doar noi doi, părinții lui erau roți și fiind doar noi doi acolo în cameră, deja bufnise plânsul și lacrimile, da, și toate, da, da, emoțiile. Și mă gândesc că dacă ar fi fost în public, probabil n-ar mai fi ieșit cum și-ar fi dorit el. Da, da. Să fiți natural și da. cum ați simțit în momentul acela. Și deci, după un an de la mutarea ta, aproximativ, ați avut și nunta. Da. Cum a fost ziua anunții? Obositoare. Da. Și emoționantă. Prin prisma faptului că a fost destul de obositor și poate că la momentul actual, gândindu-ne la ziua noastră, am fi făcut probabil lucrurile altfel, să ne bucurăm mai mult de acea zi. Dar cu toate acestea, cred că a fost o zi frumoasă și ne-a plăcut. Ne-am simțit bine. Ceea ce a fost așa din plin, au fost invitații și i-am simțit aproape de noi. Și pe lângă cei din familia noastră am avut și foarte mulți prieteni alături. Câți invitați ați avut? 350. Oh. Da, a fost o nuntă mare. Ce înseamnă o nuntă înainte de pandemie? Da, no. S-au schimbat lucrurile. Foarte fain. Ce bine că e! Ei fiind cu un etaj mai jos, împărțind casa scării, au auzit, probabil, conflictele noastre. Dar n-au venit niciodată să bată la ușă, să intervină. Minunat. Fie că avem diferențe de opinii sau se întâmplă ceva cu care nu suntem de acord, întotdeauna vom rămâne o familie. Ce bine că ești în viața mea.
Cum a fost să vă începeți viața de familie și să vă descoperiți mai mult, să vedeți tabieturile celuilalt, obiceiurile, mâncarea pe care, cu care e obișnuit el, tu să te adaptezi sau invers? Eu sunt o fire destul de adaptabilă, mă adaptez destul de repede în multe situații și nu sunt nici mufturos când veni vorba de mâncare. Mănânc și de la mama, mănânc și de la Maria, mănânc de la oricine, n-am o problemă. N-ai o preferință aparte. Da. Așa că pentru mine viața de familie a fost frumoasă din prima. Oricine mă întreba, mă, cum e să fii căsătorit? E bine, e frumos. Așa că eu cel puțin n-am avut o problemă în direcția asta. Da, probabil pentru el n-a fost nicio problemă pentru că locuind în casă cu părinții și după căsătorie tot în casă cu părinții, doar că la un alt etaj, probabil n-a simțit prea tare, doar că m-a simțit pe mine lângă el. Atât. Adică a fost, pentru el a fost un plus. Da, da. Nu a fost o ruptură. Exact. În schimb, pentru mama lui, chiar și acum țin minte că în prima săptămână după ce ne-am căsătorit, ea trecând pe lângă camera lui și văzând ușa deschisă, spunea, vai, ce mi-e dor de el. Și îi spunea, dar cum ți-e dor de el? Că e sus. Adică nu înțeleg. Să-l simte acolo mai aproape unde îl da, știe. Da, adică părinții lui cumva au simțit schimbarea asta. Mm-hmm. Dar pentru el a fost doar un plus atât. Da, eu sunt o fire destul de pragmatică și n-am fost mămos niciodată. Chiar dacă locuim cu părinții la un alt etaj, nu sunt o fire foarte mămoasă sau să stau cu părinții foarte mult. Cred că asta m-a ajutat să mă adaptez repede. Da, da. Ea e aproape, la nevoie, dar nu ești călare acolo toată ziua da. sau să interfereze opiniile părinților în relația cu soția. Pentru că ar fi un risc acesta. Nu, sunt sfaturi pe care le primim, de care uneori ținem cont dacă noi considerăm că ne ajută, dar uneori poate nu ținem cont pentru că noi nu considerăm că ne ajută. Și poate uneori chiar ne dăm cu capul de pragul de sus, cum ar veni, pentru că n-am ascultat sfaturile. Și uneori poate ne este bine. Acum, fiecare părinte vede situația din perspectiva lui, din perspectiva... Cu experiența lui. Exact, din experiența lui și... Important este că găsiți un echilibru astfel încât să nu este supărare, tensiune și să vă ajutați reciproc. Nu, încercăm ca să nu le luăm personal, atât noi cât și părinții socrii. Mm-hmm. Să nu le luăm personal. Sunt unele decizii pe care așa ne-am hotărât ca să le luăm. Care trebuie să ne aparțină. Corect, corect. Dar pentru tine a fost totuși o mare schimbare, pe lângă faptul că ai schimbat orașul, erai departe de familie, acum intri în casa socrilor, chiar dacă aveți nivelul vostru și sigur acolo tu ești stăpână, dar anumite lucruri sunt deja stabilite, nu știu, curtea sau alte lucruri. A fost o schimbare pentru tine să te adaptezi la conviețuirea cu alte persoane. Ce ai simțit? Da, în primul an nu știu dacă am simțit-o până când a venit fetița cea mare. Nu am simțit schimbarea asta pentru că încă eram studentă, eram cam toată ziua plecată de acasă. Eram și lucram, mă duceam și la cursuri și abia seara ajungeam acasă și mi-era ok seara când veneam și chiar dacă nu aveam timp să găseam o farfurie de mâncare caldă. Da, da. Și mi-era mult mai ok. Chiar plăcut. Da, era foarte plăcut așa, pentru că simțeam că încă sunt acasă cu mama. Da, da, da. Dar după ce a apărut prima fetiță a fost un pic diferit, pentru că deja mă simțeam mamă. Adică știi cum e, după ce ți apare copilul, ești altfel, devii altfel ca și femeie. Da. Vrei să-ți marchezi teritoriul, să zic așa, să-l ai totul protejat, deja îți pui bariere, e al tău, e al meu, e al vostru, e al nostru. Și atunci a apărut un pic, nu știu dacă și părinții sucrii au simțit-o că n-am vorbit despre treaba asta cu ei, dar am încercat cumva așa să-mi pun niște hotare. Să delimitați lucrurile. Exact, să-mi delimitez lucrurile. Da. Ceea ce e sănătos. Da. Da. Okay. Foarte interesant. Deci se poate, dacă locuiești cu niște oameni înțelegători și sunt... se poate conviețui cu părinți, cu socrii, atâta timp cât există niște limite și nu intri în intimitatea celelalte familii. Sau să te bagi foarte mult cu sfaturi necerute. Cred că asta
ar deranja. Da, exact. Adică nu am avut niciodată probleme de genul ăsta. Au mai fost momente în care am avut conflicte și în care probabil ei fiind cu un etaj mai jos, împărțind casa scării, au auzit probabil conflictele noastre, dar n-au venit niciodată să bată la ușă, să intervină. Minunat. Da, o să vă descurcați că sunteți adulți. Da, pentru că și ei au trecut în perioada asta și au avut probabil aceleași conflicte sau alte conflicte la rândul lor în pasul acesta în căsnicie, dar nu au venit niciodată să intervină. Da, e mare lucru să respecte intimitatea dacă cuplului vostru. Exact, dacă după aceea au venit și ne-au oferit un sfat sau au așteptat să le spunem. Momentul. Da, au așteptat să le spunem, să venim la ei să le cerem un sfat sau să le spunem problema pe care am avut-o. Aveți părinți foarte înțelepți. Da, e mare lucru. Și că ai amintit de conflicte, cum faceți voi să gestionați conflictele în momentul în care sunteți poate nervoși, supărați? Suntem destul de diferiți. Care e modalitatea voastră de a exprima durerea, suferința? În comparație cu părinții mei, știu că ei v-au spus că ei nu se culcă niciodată supărați. Așa. Voi ați mai făcut-o? Nu pot să spun că am făcut-o. Cel puțin mie mi-e greu. Dorm bine când sunt supărat. N-am o problemă. Da, eu cel puțin am nevoie să trec peste moment singur. Okay. Dacă mă tot agit și mă tot întreb și așa mai departe, prefer să... E mai bine să mă retrag. Tu vrei să rezolvi. Eu sunt de altă părere. Chiar în primul an de căsătorie, când vorbeam cu mama mea și cu alte prieteni și spuneam, vreau și eu să mă cer și n-am cu cine. Vreau să mă cer și n-am cu cine. Că în momentul în care începeam o ceartă sau o discuție sau un conflict, când era conflictul în verbă, el se pune la somn, că trebuia să se liniștească. Și atunci era... Eu sunt o persoană foarte vulcanică și foarte impulsivă. Și în momentul în care mă deranjează ceva, uneori adun în mine, ceea ce nu e bine, dar uneori le scot și uneori le spun lucrurilor pe nume. Și uneori nu le spun neapărat în cel mai frumos mod, în cel mai plăcut mod. Și atunci conștientizez după aceea că îi rănesc de fapt pe cei din jurul meu. Dar am persoane înțelegătoare lângă mine care mă iartă de fiecare dată. Și cred că și diferența asta de comportament, diferența asta de temperament, cred că este un atu în relație. Da. Dacă ați fi țipat amândoi sau v-ați fi nervat în același mod, putea fi mai greu de trecut peste. Și tu cum faci? Lași lucrurile să se așeze, să treacă o noapte, să te liniștești și te duci tu să discuți apoi sau cum? Nu, îmi trece. A, trece fără să mai discuți. Îmi trece, da. Dar știi că la femeie nu e așa. Trebuie o concluzie, nu? Exact, o concluzie, da. Mergem cumva pe un principiu. Zic că familia va rămâne totdeauna familie. Deci, indiferent ce se va întâmpla cu noi, sau fie că avem diferențe de opinii sau se întâmplă ceva cu care nu suntem de acord, întotdeauna vom rămâne o familie. Și cumva fiecare conflict care apare se încheie cu concluzia aceasta. Măi, familia va rămâne totdeauna familie și e familia noastră. Da. Deci nu are rost să o stricăm. Da. Da, am încercat să ne bazăm pe ideea asta. Orice ar fi, sunteți tot împreună și treceți și peste asta. Exact așa, am zis că dacă nu trecem astăzi peste problema asta, nu trecem nici mâine, o să trecem săptămâna viitoare sau o să trecem luna viitoare. O să ne rugăm, o să cerem sfatul și altora și așa o să trecem peste. Dar nu putem să ne stricăm familia pentru... Sunt foarte mulți tineri în jurul nostru și foarte multe familii tinere care cumva și-au încheiat căsnicia, și-au încheiat drumul ăsta împreună, încă de tineri. Unii având și copii, alții fără copii și uneori din niște motive puierile. Da. Și tocmai ne-am zis că orice ar fi, familia rămâne familie. Da. Trebuie să treceți până la urmă peste orice.
Maria, care sunt calitățile pe care le apreciezi tu la soțul tău? Perseverența. Este perseverent, dar o perseverență tăcută. Adică face lucrurile în ritmul lui, destul de încet, nu atrage atenția asupra lucrurilor, dar le face așa cu pași mici, mici, ca să nu dea de bănuit sau de înțeles ceva. Urmează să realizeze ceva mare. Exact, și după aceea ne trezim deja în fața faptului împlinit. Și e un lucru pe care îl apreciez la el, pentru că eu nu sunt așa discretă ca și el. Și cumva mă ajută să mă echilibrez uneori. Foarte drăguț. Știai că îi place asta la tine? Da. Foarte fain. Ce bine că ești în viața mea. Acum nu ne mai gândim doar pentru noi doi la nimic. Și atunci când ne gândim la ceva, prima dată ne gândim oare cum ar fi pentru fete. Ne-am propus așa, ca măcar o dată pe săptămână să ieșim noi doi, o oră, două în oraș și super, să fim doar noi doi. Ce bine că ești în viața mea. La cât timp după căsătorie a venit prima fetiță? La un an și șase luni? Da. Cam așa, da. La un an și șase luni. Și patru luni. Scuze. Deci ați ajuns să stați un pic împreună și să vă cunoașteți mai bine, să vă întăriți relația de căsătorie. N-a fost destul de scurt timpul. Ar mai fi mers un pic. Dar că eu am insistat foarte tare pe treaba asta, nu știu de ce. Am insistat foarte tare pe treaba asta să am un bebeluș. Și așa a apărut. Ne-am gândit că suntem încă mici, suntem încă copii, dar am zis că crescând noi, cresc și ei. Da, e fain să ai părinți tineri. Când o să mai crească și voi încă sunteți tineri, e mișto. Da, eu am agreat la ideea ei. Când eram în liceu sau chiar și în școala generală, când aveam ședințele de părinți, eram foarte mândru pentru că aveam cel mai tânăr tătic din clasă. Ce fain! Și am zis, vreau și o să fiu la fel. Da. Cumva am avut un exemplu în direcția asta. Da, mișto. Ne-am căsătorit în 3 iunie 2018 și fetița a venit la 22 octombrie 2019. Foarte drăguț. Da. Cum a fost să deveniți părinți? Emoționant. Și am așteptat cumva momentul. Am trecut prin toți pașii premergători, să zic așa, de a fi părinte. Ne-am pregătit înainte, am luat toate cele necesare. Ne-am luat concedii. Concediu de dinainte, nu știu să zic așa, ne-am bucurat și de o perioadă de dinainte să vină copilașul. Ați realizat că va fi o mare schimbare și da. Aveți nevoie și un pic de timp împreună. Am așteptat-o, efectiv am așteptat-o și ne-am dorit-o pe tine. Cum a fost să te izbești de ceea ce înseamnă supraviețuirea unui bebeluș și tot timpul să ai în vedere să fie hrănit, spălat, dormit? A fost solicitant, dar m-am gândit că pot să fac față. Și m-am gândit că e necesar să fac față, de fapt, că așa mă maturizez și eu mai mult. Și cumva a trebuit să devin responsabilă pentru ea. A fost un pas mare, deși inițial, când e în burtică, nu realizezi treaba asta, că încă nu ai grijă de copil efectiv. Dar în momentul în care iese și în prima zi de spital o vezi că ți-o aduce lângă tine și trebuie să ai grijă de ea, atunci nu știu cum a lăsat Dumnezeu lumea asta și firea noastră, că te prinzi efectiv de ea. Schimbă ceva în tine. Da, și nu știu, e o schimbare cu totul de comportament. În momentele alea părinții mei și părinții Sofie și mădă îmi spuneau mama urs. Da. Nu, asta e ce se întâmplă. Ai face orice, ai sfârșit pe toți măsăs. Să fie bine, da. Să nu plângă și să aibă o noapte complet dormită. Da, asta vine după mult timp, cred. Da. Și a fost, cred, un sprijin să-i aveți și pe părinții tăi în apropiere, nu? La început am, na, fiind mama urs, cum mi se spunea atunci, nu lăsam pe nimeni să se apropie de ea. Oh, nici pe el?
Așa, cu porția. Da, exact. Nu stați foarte aproape de ea, dați-vă mai la o parte, nu tușii lângă ea, nu vorbi în urechea ei, dă-te mai departe. Dar cu timpul mi-a trecut, nu știu cum să zic, această obsesie. Bine, puțin exagerată poate, dar e normal să simți așa la început, să protejezi complet. Și după ce a trecut a fost ok. Chiar era o gură de aer când o lăsam la părinții socri. Să mai faci tu un duș sau ceva. Da, era chiar ok. Când o lăsam, trebuia să mai merg și la cursuri, că eram încă anul 3 de facultate. Da. Și atunci a fost ok, când trebuia să o las. La cât timp a venit cea de-a doua sarcină? La 3 ani și o lună, diferență între ele. Și cum ați reacționat când ați văzut că a mai venit un copil? Ne-am bucurat și mai tare. Vă dorea să aibă o frate sau o soră, Timea? Da, de mult Timea observam că era foarte apropiată de copii și își dorea să stea în preajma copiilor. Voia să se joace cu copiii tot timpul și am cumva în lucrul acesta ne-a dat curaj și a zis, hai să mărim familia. Da. Chiar țin minte că venisem dintr-o vacanță și în vacanța respectivă am călătorit cu avionul și mie mi-a fost foarte rău. Și eram și cu sora mea și ea spune, mă, tu sigur ești însărcinată? Nu sunt însărcinată, mi-e rău de la avion. Și trebuie deja o săptămână după ce ajunsesem și mie încă mi-era rău. Zic, dar cât timp ține răul ăsta? Da, adică, cu avionul. Am zis, hai, vine a doua zi fie, că poate a fost obosită, dar la o săptămână. Și atunci n-am făcut un test și când mi-am dat vestea, a fost așa și o surprindere și o fericire. Da. Mai ales când i-a zis fetiței noastre, era foarte fericită. Mi-a zis că eu o să am, dar vreau să am o surioară. Eu nu vreau frățior, eu vreau o surioară. Nu, acum, Doamne, fără să fie fată. Și a ieșit tot o fetiță. Ce fain. Și de atunci ele sunt, pot să zic că nedeslipite, sunt... Se iubesc una pe alta foarte tare și pe noi ne bucură gândul ăsta. Da. Și mai ales când le privim că se iubesc și că se joacă împreună. Ce fain. Da. Cum a reacționat când ai adus-o de la spital? Pe cea mică, cum o cheamă? Pe cea mică o cheamă Briana. Briana. Cum a reacționat Timea? A fost foarte fericită. Am adus-o într-o scoică și dormea pe atunci Briana când am adus-o. Și Timea, când a văzut, a făcut, faceți liniște că doarme bebe. Deja protectivă cu surioara mai mică, ce frumos. A vrut să o ia în brațe, a vrut să o hrănească, să-i dea cu biberonul. Era foarte responsabilă și matură, am observat-o în relație. Să mă ajute să-i fac baie, să mă ajute să îmi aducă scutec de schimb, să-mi aducă hăinuță de schimb. Mi-a fost un real ajutor chiar. Ce când... tare! Deși avea 3 ani, chiar mi-a fost un real ajutor. Deci s-a implicat așa, nu? Da, s-a implicat foarte nu tare. Nu a fost moment în care să fie geloasă pe atenția pe care o primește bebelușul? La început a fost geloasă pe două persoane. Atenția, două persoane. Atenția al tataie, adică tata socru, pentru că era tataie al ei. N-am înțeles. Și pe sora mea. Cred că a povestit, da, în emisiunea, cum amintesc. Și pe sora. Și pe sora mea, că ea era mătușa ei, era tutua mea și nu voia să dea la nimeni. Mm-hmm. Și în momentul în care tataie venea și o lua pe cea mică în brațe, se ducea repede la el ca să... își marcheze locul. Exact. Și la sora mea la fel, cel puțin. La sora mea nu voia deloc să o lase, să o ia în brațe. Dar, curios, la tine înțeles că trebuie să ai grijă de bebeluș, da, nu se supăra. Nu s-a supărat absolut deloc. N-a avut nicio problemă cu mine. Foarte tare. A înțeles că suntem părinții amândurora, că eu sunt mamica ei și a Brianei și că mă dă ieși tăticul ei și al Brianei. A înțeles, n-am avut probleme. Atunci unicul și mătușa a trebuit să arate un pic mai mult de atenție ca să nu se simtă înlocuită. Și în prezent se întâmplă, adică au trecut 8 luni și în prezent simțim gelozia pe care o are, deși e un pic mai mică, dar se simte. Foarte interesant. Cum este să ai două fete? E fain, e frumos. Eu am fost singur la părinți, sunt de fapt singur la părinți. Da. Și mi-am dorit ca eu să am doi copilași. Ce pot să zic? Nu știu cum e să ai și băiat. Da. îmi place să am fetițe.
Am oarecare temeri de ce mă așteaptă. Legat de viitor. Legat de viitor, da. Dar acum îmi place. Nu știu cum m-aș fi comportat cu un băiețel atunci poate când să îl iau în brațe sau să o iau în brațe, să o simt aproape, să-l strâng în brațe, nu știu. Poate cred că față de un băiețel aș fi fost un pic mai rece. Mai dur. Dar față de fetițe mă simt mult mai aproape. Doar că ți-e teamă când vor crește și vor merge la date-uri, nu? Și poate o să fie nevoie să le lase să meargă cu mașina cu cineva și să le ducă personal. Da, da. Ne dorim și ne-am pus un obiectiv așa în creșterea lor, în așa fel încât să nu fie nevoie să îi spun ce trebuie să facă sau să nu facă, ci prin educația pe care le oferim să își dea seama singure ce trebuie să aleagă. Poate decide. Să poată decide și să decidă corect. Sau da. Măcar să se gândească, mai oare tata, oare mama, ce ar vrea, ce ar crede despre lucrul acesta. Uh-huh. Și bineînțeles, ce ar crede Dumnezeu. Da, și mi-ar face bine acest lucru sau nu? O să mă ducă pe o cale bună sau nu? Da, e greu, dar e cea mai bună metodă de a educa un copil să îl ajut pe el să poată să ia alegerile astea în viață. Sarcina grea. Dar nu e imposibilă. Da. V-a schimbat, nu? De-a lungul relației și faptul că ați devenit părinți, cred că v-a schimbat și mentalitatea, comportamentul. Da, ne-a schimbat mult. Și perspectiva de viață. Acum nu ne mai gândim doar pentru noi doi la nimic. Și atunci când ne gândim la ceva, prima dată ne gândim oare cum ar fi pentru fete. Da. Cum le-ar fi lor? Ar fi ok pentru ele să facem treaba asta sau nu? Ne avantajează sau nu? Prima dată încercăm să punem nevoile lor înaintea noastră. Da. Având doi copii, cred că aveți multe de făcut și sunt multe solicitări. Cum faceți să vă găsiți timp pentru relația voastră de cuplu? Să aveți timp să discutați, să fiți împreună și să rămâneți conectați. Uite, mai venim la câte o emisiune. Aveți pretextul cel mai bun să lăsați copiii. Da. Din nou ne ajută părinții. Ele stau cu părinții, cu bunicii. Nu avem niciun fel de problemă în direcția asta. Și ne facem timp să ieșim. Ne-am propus așa, ca măcar o dată pe săptămână să ieșim noi doi, o oră, două în oraș. Și super. Să fim doar noi doi. Și de data asta am ales să venim cu trenul. Ca să ne simțim adolescenți, da. Ce romantic. Da. Da. Bine, sper că n-a fost prea cald. Nu, a fost ok. A fost dimineață și a fost rece. Da. Deci v-ați făcut un plan și vă țineți de el să aveți o ieșire pe săptămână cumva. Da, mai ales după ce s-a născut a doua fetiță. Și am vrut neapărat ca să ieșim din mediul nostru domestic, să ieșim din casă. Pentru că rămânând în casă, dându-le fetițele, nu ne-am fi concentrat doar pe relația noastră. Te-ai mai pus să faci ceva. Exact, că mai e un vas de spălat, mai e o rupă de pus la loc. Și așa am zis, nu, trebuie să ieșim în oraș, să fim doar noi doi, chit că ieșim să stăm pe bancă și să vorbim doar. Sau să ieșim la o plimbare în natură, sau să mergem până la mare, trebuie să facem ceva ca să fie doar pentru noi doi, afară din casă. În același timp, ne face mare plăcere să plecăm și cu ele. Clar. Călătorim destul de mult. Părinții socri stau în Bihor și facem drumul ăsta destul de des, cel puțin o dată de două ori pe an. Dar e departe. Și le luăm cu noi, da. Și fac față, stau în mașină pe drum? Da. Ne bucurăm că nu avem niciun fel de problemă legat de călătoria cu mașina. Știu, mergeam două ore, iar ne opream foarte greu cu Adam pe drum. Dar da, bine că sunteți binecuvântați. Și cum se înțeleg cu bunicii din partea soției? Foarte bine. Nu, copiii chiar... De multe ori spunem că atunci când ne gândim la o schimbare sau ceva, spunem că oare... Cum o să fie copiii? Oare se vor adapta? Dar, de fapt, ei se adaptează cel mai repede în orice fel de situație. Nouă ne-e, de fapt, mai greu, da. Și ei vin destul de des. Mergem și noi la ei. Chiar dacă suntem departe, încercăm să facem eforturi de ambele părți. Ei vin la noi și de fiecare dată au fost aproape. Și acum se comunică destul de ușor pe WhatsApp, pe FaceTime, imediat. Să păstrezi legătura. Ne auzim, ne vedem. Și...
pentru Timea, tata e Iuiu și mama e Florina, sunt la fel de aproape cum sunt și ceilalți. Ce frumos! Da. Mă bucur că v-ați implementat de pe acum acest obicei de a avea timp pentru voi, pentru că te pierzi în iureșul de responsabilități și sarci în care apar. Dacă nu-ți faci din asta o lege cumva a familiei, te pierzi. Ce sfat ați avea pentru alți tineri care sunt înaintea căsătoriei, din ceea ce voi ați experimentat? De ce merită să fii căsătorit? Noi, în momentul în care ne-am căsătorit sau în momentul în care am avut în vedere planul ăsta, am primit o binecuvântare de la Dumnezeu sub forma unui verset, care nu până acum ne-a condus căsnicia și nu o să ne conducă până în veșnicie. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Nouă, ăsta ne-a fost versetul și de fiecare dată ne-a fost pus înaintare. Indiferent că am trecut printr-un conflict sau indiferent că am trecut printr-un moment frumos sau un moment în care a trebuit să luăm o alegere, am spus că orice lucru îl face frumos la vremea lui. Și cred că și pentru ceilalți tineri ăsta ar fi un sfat destul de valoros. Orice lucru îl face frumos la vremea lui. Să nu grăbească nicio etapă, să exact. Se bucură de ce trăiesc. De ceea ce au în prezent. Da. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru gândurile pe care le-ați exprimat în emisiune și mă bucur că date-ul de săptămâna asta a inclus venirea la emisiune. Vă mulțumesc și apreciez efortul vostru și vă doresc o întoarcere pe teren la fel de romantică și frumoasă în care să vă conectați și să fiți aproape. Dumnezeu să vă binecuvânteze familia. Sunteți minunați, frumoși, deștepți, aveți toate datele să fiți o familie model și pentru alții care poate își mai pierd calea pe drum și se gândesc la acel cuvânt urât, divorț. Și poate că, văzând la voi un exemplu, că puteți trece peste orice. Nu vorbim în seara asta, ok, a doua zi o luăm de la capăt și mergem mai departe, împreună. Mulțumim. Toate cele bune vă doresc. Mulțumim. Dragii mei, se încheie emisiunea din această seară. Sper că v-a bucurat și v-a atins experiența familiei Pironea. Vă dau întâlnire și duminica viitoare de la ora 19. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.